Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din care noastră cu X-Breaker. Avem meci cu Braga în Conference League. Prima partidă a câștigat-o cu 2-1. Rămâne de văzut ce vom face acum. I-am bătut pe cei de la Lech Poznan. Rămâne de văzut dacă vom câștiga și cu Braga. E un meci greu, ce-i drept. Dar vedem ce va fi. Ne antrenăm, ne pregătim pentru această partidă. Voi, dacă vreți astfel de episoade, dați un mare like aici pe YouTube și lăsați-mi în comentarii cât credeți voi că se va termina meciul ăsta. Jucăm pe X-Breaker Stadium cu echipa de bază, nu? Ia să vedem. Cordea, din păcate, accidentat. Abdullahi va intra aici în locul lui Eminescu. Și cam asta e echipa, băieți. Pregătiți de duel, pregătiți de spectacol. Haide să vedem cu galezul Gareth Bale acolo în prim plan. Rămâne de văzut dacă vom reuși să facem ceva frumos în această partidă. Conference League, partidă interesantă. Ceacâr este arbitru acestei partide. Ceacâr, ai grijă cum arbitrezi în premieră pe un stadion din Liga 1, e meci de conference în grupe pentru noi, de fapt, în premieră. Pentru noi. Pentru că s-a mai jucat la CFR. Rămâne de văzut însă ce vom face, cum vom juca. Fotbal Club X-Breaker întâlnește Braga în Conference League. Va fi o partidă extraordinară. Iată, Răducanu cearcă un prim dribbling, nu reușește. Gomez recuperează acolo. Pasă la Gonsalves. Trebuie să fim atenți și să blocăm. Vine Alho să strângă. Braga începe în forță. Gomez, cred că dacă era atent, putea să scoată chiar și o lovitură de la 11 metri. Braga, Popa-i acolo, intervine bine. Hai că l-avem pe al nostru, portarul nostru e atent. Vine Răducanu, să nu-i lase să joace scurt aici. Depăși Răducanu, Braga, periculoasă. Hai să blocăm șutul. Lucas, cu doi oameni în spate de ai noștri. Braga, iată cum încearcă ea aici, recuperăm. Și acum Bacăr, putem pleca pe contraatac, așteaptă și galezul Bale mingea. Pleacă Bale, să vedem Bacăr ce a face de unul singur. Bacăr încearcă pasa pentru Bale, vom avea aruncare de la margine, e bine și așa. Vine, Bale l-a primit, din prima la Crețu, oi, Crețule, fii atent, jucător de urmări. Gareth Bale ne arată și statistica, într-adevăr. Acest transfer a surprins pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta ca galezul să vină la noi, dar iată că s-a putut. Rămâne de văzut însă cum ne vom descurca. Avem accidentat, l-avem pe cord de accidentat. Dar eu cred că putem și mai mult de atât. Bacăr din nou la recuperare. Răducanu pasă la Catargiu mai departe pentru Marin, surprinde cu această decizie, o pasă bună aici pentru Alhoal, o să vedem, preluare, pasă la Răducanu, toarce la Marin, din păcate deposedat, tot Marin recuperează, Marin, șansă enormă pentru noi, of, Doamne, ce șansă am avut, ce credeți, avem vreo speranță în fața celor de la Braga? Credeți că putem câștiga? Bale aproape și el de recuperare. Se luptă galezul acolo bine. Suntem foarte, foarte atenți aici. Pe faza defensivă să vedem. Blochează Dragoș Ghigore. Bacăr acum. Foarte multe baloane. A trecut și pe la Bacăr. Pleacă Răducanu. Bordeanu de unul singur. Bordeanu încearcă o pasă aici pentru Catargiu. Speră să nu fie offside. Nu e offside la Catargiu. Bordeanu. Marin! Apără Mateus! Ai, ce ocazie! Ce șansă de 1-0 avem. Vine, l-a primit Gonzalez. Bacăr! Încă o dată portarul! Se cere un hands acolo, nu s-a dat nimic. Ceacâr nu e înduplecat de această fază. Braga are și ea, trece și ea ceva emoții în aceste momente. Iată aici, se pasă bună. Galeno, trebuie să blocăm cumva. Haide mă, hai să-l blocăm aici, nu reușim. Galeno, încă o trecere senzațională. Popa! E rândul lui Popa să fie senzațional aici. Oare ajungem? N-ajungem. Marin pasă la Catargiu, e faul de galben. Obținem un cartonaș galben, asta e bine. Andrei Castro îl vede. Hai că se poate. Marin, pasă la Bacăr, gol!
Bacăr este cel care reușește să marcheze. Nu e, nu știu dacă e nostru sau nu, Catargiu acolo, să vedem dacă se va asist, se va băga varul. Catargiu sare, atinge acolo portarul balonul, dar nu mai contează, este 1-0 pentru noi. Braga e condus. Asta e bine. Luis Bacăr marchează primul gol în 4 meciuri pentru noi. Da, mă. Așa da. Iată ce frumos. Ce frumos, avem aici o șansă mare. Avem o șansă mare să câștigăm meciul ăsta. Ar fi încă 3, ar fi din nou 3 puncte minunate obținute de băieții noștri. Dar rămâne de văzut, e, va fi meci greu cu portughezii și mai e mult până la final, e faul de galben. E faul de galben și aici, da, fără discuții. Rodrigo Gomez vede și el galbenul, asta e bine. E bine că îi îngălbenim acolo pe portughezi. Crețu, preluare pe pie bună. Crețu avansează, așteaptă mingea acolo Marin, dar și Gerard Bell. Crețu îl preferă pe Galez. Galezul intră în interior, Gerard Bell pasează cu Marin. Marin schimbă partea la Alho. Alho cu capul, nu reușește Răducanu să recupereze și acum ce se dă aici? E lovitură? E, cred că e hands totuși dat. Cred că e hands dat. Hai să-l vedem pe garezul Gerard Bale. Bale. Bale! Bara lui Bale! Ai, ai, ai! Bara lui Bale, iată antrenorul, pregătește o modificare, cred. Cred că va pregăti o modificare, Braga. Haide să vedem. Haide să vedem. Are la margine pe un jucător. Îi dă ceva indicații. Rămâne de văzut însă ce se va întâmpla. Rămâne de văzut cum vor gestiona în continuare partida asta. Bacăr, floare superbă, Bale din prima. Catargiu. Iată la Marin. Marin! Oh, cât de aproape de 2-0! Haideți băieți că se poate, minutul 39 al partidei. Din nou ocazii, ocazii, ocazii și iar ocazii. Răducanu, Catargiu. Catargiu, Răducanu, din nou Catargiu, ținut acolo. Pasă la Bacăr, Bacăr, Bordeianu. Bine, Bordeianu. Fentă de șuta lui Bordeianu, joacă cu Catargiu. Catargiu încearcă dribbling-ul, intră interior acolo, Raul însă îl blochează bine. Îl blochează bine Raul, din păcate nu reușim să profităm de această eroare acolo în defensiva celor de la Braga. Portughezi încearcă un atac acum, Vitinha. Schimbă partea acolo la Galeno, strânge Crețu, să vedem însă cât de bine stă Crețu pe picioare, stă senzațional. Crețu. Nu trebuie să fie decisiv Crețu aici, deposeda până la urmă Castro, Castro, Grigore, senzațional. Bale, călcâie acolo și se termină prima repriză. Se termină prima repriză, e bine, e bine, e bine, e bine, e bine, e bine. E bine că reușim, Pauco e condusă de Valerenga, hai să vedem dacă mai avem echipe din România aici. Momentan nu, momentan nu. La pauză, rămânem așa, nu facem modificări, văd că nici Braga până la urmă s-a răzgândit antrenorul portughezilor. Nici el nu face modificări. Ba da, iată, Gomez a ieșit. Piazon intră, a ieșit Gomez. A făcut modificarea, credeam că nu o va face. Dar iată că a făcut-o, hai să vedem șansa aici pentru Braga. Noi din nou stăm bine, blocăm acolo prin Bordeanu, senzațional Bordeanu. Pasă pentru Alho, avansează Alho, pleacă acolo și Răducanu, să vedem acolo ce va face Răducanu acum, Catargiu. Așteaptă mingea undeva, Bale, să vedem, Marin. Ce decizie va lua Marin, Bale, iese din offside, Galezul Bale, Galezul Bale! Oh! Șansă pentru noi. Nu-i nimic. Frumos. Frumos jucat. Interesant până acum cum ne-am descurcat, zic eu. Pare că suntem acolo. Bordeanu, Marin, Catargiu, Catargiu pentru Gerard Bale. În fața golului Gerard Bale. Gerard Bale! Ratare mare. Marin din prima. Marin pe lângă. Ai, ai, ai. Intră și Cebotaru în locul lui Bacăr. Obosit Bacăr, Mateus... Să vedem cum va repune. Catargiu a venit acolo, o să strângă. Să nu lasă să repună scurt. Afrani cu capul bine. Catargiu. Încă o dată Catargiu. Încearcă pentru Gerard Bale. Bale. Prea balonul. Mai departe e la Crețu. Crețu. Bale. Marin.
Marin, 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 întoarce mingea să vedem ciobotarul Raducanu! Cum scoate portarul, incredibil! Incredibilă șansă, iată șutul lui Raducanu! Incredibil! Jucăm la scurt, vine Catargiu! Catargiu intră în careu, Catargiu, gol! Marchează Catargiu, e 2 la 0, minutul 59, așa da! Așa da! Incredibil Catargiu! Incredibil Catargiu! Bine, bă, băiatule! Bine, băi, Catargiule! Da, mă, da! Golul lui Catargiu face ca scorul să fie 2 la 0 și nu știu dacă mai poate Braga în aceste momente să întoarcă rezultatul. E greu, e greu de spus. Vor fi momente interesante. Minutul 60 al partidei. Minutul 60, Braga oare are forță? 6 puncte pentru noi ar fi geniale. Geniale! Nu mai mult. Nu zic mai mult. Genial doar. Mario. Galeno. Urmărit de Crețu acolo. Crețu depășit. Galeno reușește pasa. Crețu se ridică. Hai să vedem. Hai să vedem. Ieșim acolo. Avansăm. Încercăm să surprinde. Grigore. Încă o dată. Senzațional. Mingea la Popa. Mingea în brațele lui Popa. Să vedem Popa ce decizie ia. Preferă să degajeze lung pentru Răducanu. Și bine o face Răducanu, preluare bună, ține mingea acolo în posesia noastră. Iată-l pe Răducanu, descurcându-se senzațional, mingea la Catargiu, Catargiu întoarce la Răducanu, Răducanu. Nu ne complicăm, Catargiu. Bine, se schimbă partea la Crețu. Așteaptă oarecum și Bale, balonul, primește Bale! Șutul lui Bale peste poartă. Hai să intre și Dumitru în locul lui Marin. Hai să mai facem o modificare. Nu știu dacă va mai rezista Braga în condițiile astea. Cred că va forța și riscă din ce în ce mai mult. Asta e părerea mea. Asta e părerea mea, vor risca. E consă cu 2 la 0, mai sunt 20 de minute. Orică mai vine un gol, orică încearcă să restabilească egalitatea de pe tabla de marcaj, tot aia e. Pentru ei, Popa! Corner! Ne salvează Popa! Bine, Popa, bine! Probabil scurt, da, Galeno. Galeno, nu trece, iată aici, ieșim elegant, din defensivă, Catargiu. Foarte bine Catargiu pentru Dumitru care e proaspăt, Dumitru poate avansa, Dumitru e proaspăt și are viteză. Dumitru sprintează, urmărit de Santos, Dumitru se descurcă, senzațional Dumitru. Dumitru trece oare de Santos, Dumitru trece de Santos, Dumitru în careu. Dumitru ajunge, pasează lui Bale, încearcă acolo, Dumitru. Întoarce la Galez. Galezul Bale se descurcă, senzațional Bale, șutul lui Bale blocat. Să vedem Bale ce va face acum. E cal, Bale. Bale, foarte bine. Mingea nu rămâne, din păcate, în posesia noastră. Nu rămâne la noi. Minutul 80 al partidei. E greu, e greu. Crețu recuperează. Crețu aproape de o greșeală. Crețu, până la urmă, se rezolvă situația. Afrani. Schimbă la Alho. Alho cu capul, dar nu e aici Răducanu. Normal, trebuie să-l ajute Răducanu. Trebuia să-l ajute Răducanu pentru că așa ar fi trebuit să fie acolo. Iată aici recuperăm Catargiu, Răducanu, Bale! A alunecat Bale în momentul șutului. A alunecat Bale în momentul șutului. Ce ratare mare pentru noi. Puteam face 3-0, închideam definitiv partida. Iată aici Vitinia. Așteaptă acolo pasa, nu primește, Vitinia ține de minge. Afrani nu reușește să blocheze. Braga încearcă să reducă din diferență, încearcă egalarea pe acest final de partidă. Crei Grigore, foarte bine. Nu câștigăm duelul la cap, trebuie să ieșim, trebuie să ieșim la offside. Trebuie să ieșim să nu le permitem să joace. Iată aici Vitinia încă o dată, bună pasă, e offside. Asta spuneam, asta spuneam, trebuie să ieșim la offside. Trebuie să ieșim și să blocăm acolo șansele adversarilor. Viazon. Oare mai are putere Braga? Vine pasa bună! Popa! Încă o intervenție de vis! Încă o intervenție de vis! Minutul 91! S-a terminat! Suntem câștigători aceste partide! Mingea în brațele lui Popa! Hai să vedem ce va face Popa! Așteaptă Popa! Așteaptă un fluier de final și vine! Victorie! 6! 6 puncte!
6 puncte în în această grupă. E bine așa. E bine, mă băieți, așa. Bravo, mă, așa vă vreau. De votați, am jucat bine, am bătut. Asta e cel mai important. 6 puncte pentru noi într-o grupă interesantă. Totuși, haideți să vedem. Haideți să vedem, este aici pe locul 2, acolo la egalitate cu CFR. Interesant. Interesant, totuși. Poznan bate pe AEK Athena. AEK Athena suferă cel mai mult în această grupă. Ia bătaie cu 1-0. Și-a luat bătaie și cu 1-0 de Braga. În două meciuri n-au niciun gol marcat. Aici se termină episodul nostru. Vă mulțumesc că m-ați urmărit până la final. Nu uitați să dați un like. Sunt curios dacă ați găsit rezultatul. Până data viitoare. Toate cele bune. Pe curând!